La Pârșcoveni, printr-un proiect integrat, sistem centralizat alimentare cu apă și canalizare, locuitorii vor beneficia până la sfârșitul anului de aceste condiții indispensabile unei vieți decente. Numai că una se vorbește și se semnează și alta se face. Proiectul cu denumirea completă Proiect Integrat Prima Înființare a unui sistem centralizat de alimentare cu apă, captare și stație de tratare a apei, Prima Înființare a unui sistem centralizat de canalizare și stație de epurare Comuna Pârșcoveni, Satele Pârșcoveni, Butoi, Olari, a fost aprobat și lucrările au început în luna martie 2013. Cei 14,5 km de tronson pentru canalizare și 15,6 km de tronson pentru alimentare cu apă sunt realizați în proporție de 70%. Numai că societății Cafmin, cea care a câștigat licitația PSAP, i-au fost virați în cont banii doar pentru 30% din lucrare. Valoarea totală a proiectului depășește suma de 70 de miliarde de lei vechi, din care primăria a plătit peste 4 miliarde din cele 10% neeligibile, iar restul se vor plăti de către Agenția Fondului de Mediu. Sistemul de virare al banilor de către aceasta se face după un anume tipic, și anume, conform graficului cu termenii de execuție, se verifică în teren veridicitatea acestora și într-o perioadă de 3 luni se virează banii conform eșalonării. Dacă până acum se punea problema că autoritatea publică locală nu are resurse să plătească în termenele prevăzute în contract, iată că nici statul nu catadixește să plătească la timp, inevitabil ajungându-se la aplicarea de penalități, care între noi fie vorba, acestea vor ajunge la sume considerabile. Și din toată această neputință de a se plăti conform graficelor, cine pierde? Cel ce plătește taxe și impozite. Noutatea de câțiva ani în implementarea acestor proiecte este că leagă primăria implicit primarul, care este coordonator de credite, în aduce la bun sfârșit lucrările,